O cisternă plină cu 3 tone de motorină a luat foc în această dimineață lângă localitatea Vrânceană Nănești. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale cu stingere cu apă și spumă. Incendiul a fost unul violent, cu mare degajare de fum, dar nu a existat risc de propagare, deoarece autovehiculele cuprinse de foc erau în câmp. Din fericire, nu au existat victime. Pe lângă remorca încărcată cu 3 tone de combustibil, focul a distrus 2 tractoare și o remorcă în care se afla un utilaj agricol. Cauza incendiului este în curs de stabilire.